Salutare tuturor, sunt Flavius Câmpeanu și astăzi o să vorbim despre niște probleme la care poate nici nu v-ați gândit. Ce facem cu mașina când vine vara? Ne bucurăm de soare, astăzi mergem la mare. Bineînțeles că toată lumea se gândește, am scăpat de iarnă, am scăpat de probleme, mașina pornește, nu mai ninge, nu mai plouă, e totul ok. Dar nu este chiar așa. Avem aici două mașini care sunt diferite. O Skoda și un Nissan. Una este electrică, una este normală. Pentru fiecare în parte, viața pe care trebuie să o trăim este diferită, la fel și pregătirile pe care trebuie să le facem sunt oarecum diferite. O să încep, bineînțeles, cu anvelopele. Anvelopele trebuie să le schimbăm așa cum ne-am obișnuit, iarna cu cele de iarnă, vara cu cele de vară. Diferența cea mai mare este între cele de iarnă și cele de vară, pentru că iarna este un anotimp greu. Sunt foarte multe gropi, chiar dacă nu a nins. Vara nu sunt așa de multe, anvelope lucrează mai lejer și atunci avem destule probleme care apar atât la anvelope, cât și la jante și mai ales la sistemul de rulare, adică la suspensie direcție. Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm la vulcanizare este dacă nu avem roți diferite, complete, echipate și cu anvelope și schimbăm doar anvelopele de pe o jantă pe alta, trebuie să verificăm dacă janta mai este în regulă, dacă nu are îndoituri, zgârieturi sau alte probleme care ar putea să ducă la desumflarea roților. Dacă am trecut de această etapă, următoarea etapă este presiunea din roți. Presiunea din roți o găsim în două locuri întotdeauna. Ori pe unul din cei doi stâlpi, pe eticheta pe care o avem pe stâlp, cum am spus, sau pe ușița rezervorului sau oriunde în cartea tehnică sau pe internet, dacă nu avem niciuna aceste date, se găsesc presiunile pe care trebuie să le reglăm în funcție de încărcarea în mașină sau de drumul pe care vom merge. Bineînțeles că pe autostradă va fi mai tare sau prin oraș va fi mai moale. Sunt două tipuri de date care sunt trecute aici în funcție de anvelope. Ele pot fi cu 3 cifre și atunci este în kilopascal, de exemplu 250, sau în bari și atunci sunt 2 cifre despărțite de virgulă și este 2,5. Bineînțeles, cifra pe care am spus-o eu pentru mașina asta e prea mult, dar a fost doar ca să înțelegem care este diferența dintre cifrele pe care le găsim scrise pe această etichetă. După ce ne-am asigurat că presiunea este bună, că jantele sunt ok și le-am montat pe mașină, mai avem o problemă. Unghiurile la care sunt reglate roțile sau, cum se spune în mod obișnuit, geometria roților. Acum, această geometrie, în cazul în care nu este reglată, dă niște semnale. Semnalele sunt: volanul nu stă în poziția normală, stă un pic strâns pe stânga sau pe dreapta, se aude un scârțâit al roților și la viteză mică, se uzează anvelopele pe partea exterioară sau pe partea interioară mai mult decât ar trebui. Tot felul de semnale de acestea pe care, bineînțeles, că le vom vedea și le vom simți. Nu în mod neintenționat am lăsat roata așa. De ce? Pentru că sunt 3 feluri de elemente care se pot verifica și regla la geometrie. Cele mai importante sunt căderile roților, adică unghiul în care stă roata față de sol. Cu cât este mai perpendiculară pe sol, cu atât este mai bine. Când începe să fie deplasată, apar uzuri necorespunzătoare pe exteriorul sau pe interiorul roții. Cel mai bun exemplu pentru aceste căderi este la Formula 1. Acolo să vedem că roțile sunt înclinate către interior, pentru ca mașina să fie foarte stabilă pe viraje și să nu plece necontrolat. La noi, pe stradă, când mergem, bineînțeles că nu putem să stăm cu roțile așa sau așa, deci prea închise sau prea deschise, ci trebuie să fie perfect perpendiculare, că altfel uzura este improprie. O a doua problemă este unghiul de convergență. Dacă unghiul este prea închis, adică cum este roata pusă așa, roțile sunt spre interior și vom auzi tot timpul un scârțit de roată și, în cazul în care vom merge mai repede, vom avea impresia că mașina se târăște către exteriorul virajului. De aceea și aici unghiurile trebuie să fie perfect paralele între roți. Ultimul dintre ele nu se prea poate regla, acolo este o problemă tehnică, probabil un braț sau ceva este schimbat dacă perpendicularitatea roții. Antigelul, deși ne pare un subiect simplu și mai ales de iarnă, că este anti-îngheț, antigel, nu, el este lichid de răcire. Lichidul de răcire este utilizat, culmea, cel mai mult
vara, mai ales când pornim aerul condiționat, toate sistemele sunt încinse, turbina, motorul, toate radiatoarele merg din plin. El trebuie să fie plin, deci să fim siguri că este până la semn, la semnul de maxim și el este în cea mai bună stare a lui. De aceea recomand că ar fi bine cam la 5 ani să schimbăm. Probabil că și producătorii au aceleași recomandări. La fel și lichidul de frână. Lichidul de frână acționează mai ales vara în sistem de temperaturi ridicate. Cauciucurile pe lângă care trece se dezintegrează ușor, ușor și toate aceste lucruri se adună în lichidul de frână pe care trebuie și pe el la 5 ani să schimbăm. Un alt element important este freonul. Acum nu mai este freon, îi zice altfel, are o denumire complicată tehnică, dar este tot un lichid de răcire și acesta trebuie verificat probabil la 2-3 ani dacă mai este la nivelul corespunzător. Doar pentru aceasta, de data asta, o să vorbesc puțin despre felul combustibilului pe care îl folosim. Bineînțeles că este recomandat să folosim varianta cea mai bună dintre combustibilii pe care îi alimentăm la pompă, dar trebuie să știm un singur lucru. În oraș este bine să fie combustibilul cel mai bun. El face o curățare, suntem la turații joase și atunci se mai depun tot felul de elemente nearse din urma combustiei. Însă, la drum întins, mergem într-un regim ridicat, când motorul este în ture, cum se zice. Atunci nu mai avem nevoie să folosim cel mai bun combustibil, pentru că practic îl scoatem pe țeavă. Acolo merge și un combustibil mai slăbuț, adică un nivel mai jos de calitate, un combustibil normal, nu un combustibil high, pentru că oricum îl vom arde pe tot și oricum el va arde destul de bine, pentru că motorul funcționează, cum spuneam, în ture, deci merge la un regim bun de funcționare. Vara, totodată, apropo de funcționarea motorului, este rea. Este rea pentru motor. Motorul cu ardere internă funcționează foarte bine undeva pe la 20 de grade, între 15 și 20 de grade pe timp noros, nu pe soare. Vara nu avem această temperatură, vara avem 40, poate și 50 de grade în aer și la sol ajunge undeva și până la 80. Toată această temperatură se ridică către mașină. Mașina este în totalitate încinsă, iar motorul funcționează la nivele ridicate de temperatură. Deci, cum spuneam, trebuie să avem foarte mare grijă ca el să fie bine răcit. Circulă o glumă pe internet care spune că în anii 60-70, în cartea tehnică a mașinii, spunea cum să faci rodajul, cum să schimbi uleiul, cum să reglezi tacheții, culbutorii, platina. Astea sunt chestii pe care majoritatea dintre utilizatorii noi ar mașinilor nici nu le mai știu, pentru că ele practic nu mai sunt vizibile și nu mai sunt la îndemână. Platina cel puțin nici nu mai există. Iar acum, în cartea tehnică a mașinii spune să nu bei lichidul de spălat parbriz sau antigelul. E o diferență destul de mare între ele, dar cam asta e societatea, n-avem ce face. Ce este important din această treabă este că, da, putem completa fiecare dintre noi, dacă studiem bine cartea sau studiem pe internet sau un tutorial, putem completa diverse lichide singuri. Totuși, bine ar fi să mergem la un serviciu specializat, mai ales, cum spuneam mai devreme, de reglarea unghiurilor la roți, unde nu putem face decât într-un serviciu specializat. Lichidele le mai completăm și noi, mai puțin freonul, unde și acolo trebuie un echipament mai profesionist. Deci, pe scurt, aș recomanda să mergem la un serviciu. Am vorbit foarte mult din exteriorul mașinii, am vorbit despre lucruri care sunt în afara mașinii, dar ce facem în interiorul mașinii? Cum organizăm elementele care sunt în interior și cum ne folosim de ele vara, astfel încât ele să devină folositoare și să nu devină o povară? Principala chestie la care, iarăși, probabil că mulți nu se gândesc, este curățenia în mașină. De ce este importantă curățenia, mai ales vara? Vara este foarte mult praf. Iarna este umezeală, dar vara este praf. Praful acesta se depune pe preșuri.
Mulți folosesc preșuri de cauciuc, dar și mai mulți folosesc preșurile de pluș și o categorie micuță schimbă între vară și iarnă preșurile de cauciuc cu preșurile de pluș. La preșurile de pluș, cum spuneam, se depune tot praful. Circulația aerului normală în natură este aerul cald, se ridică de jos și aerul rece coboară în locul lui. Atunci când folosim climatizarea, climatizarea împinge aerul cald de jos în sus. Și când deschidem geamul, se întâmplă exact același lucru. Aerul rece înlocuiește aerul cald de jos. Tot acest aer vine cu praf. Vine cu praful pe care noi îl avem în mașină. Și unde credeți că se duce acest praf? În gura și în nările și se depune pe fața noastră. De aceea, eu recomand ca mașina, mai ales vara, să fie mai tot timpul curată, mai tot timpul bine organizată, mai tot timpul fără tot felul de obiecte uitate prin ea, cum ar fi, de exemplu, brichete, care explodează. Căldura care se acumulează în mașină, mai ales când e lăsată la soare, poate să facă să explodeze o brichetă. Un alt element important pe care trebuie să-l avem în vedere vara este parbrizul, la care adăugăm ștergătoarele de parbriz și, bineînțeles, lichidul de spălare a parbrizului. Lichidul de spălare a parbrizului, am văzut că, cel puțin la nivelul general, este cunoscut ca fiind de vară și de iarnă. Însă, la cel de vară, mai putem adăuga încă un mic element, și anume cel care curăță insectele ce se lovesc și rămân pe parbriz. Aici o să vedem o problemă importantă. De ce? Pentru că rămân insectele pe parbriz, ele nu sunt curățate și începe o ploaie, nu mare, mică, câteva picături. Când am dat drumul la ștergătorul de parbriz și cu apa care este deja acumulată, pe geam se face o mâzgă, o mizerie, care până când se curăță din mersul ștergătoarelor în continuu, ne va împiedica siguranța, deci nu vom fi siguri la volan și nu vom avea o vizibilitate bună. Avem o mașină curată care are un parbriz curat și am primit și un parfum frumos de spirit, dar parbrizul este curat, ceea ce ne interesează. Când mergem cu soarele în față, vizibilitatea este redusă, este mică. Și atunci toată mizeria care este pe parbriz ne va împiedica și mai mult să vedem. Aici este o teorie apropo de soarele în față. Sunt persoane care merg cu ochelari de soare și consideră că soarele nu-i mai deranjează și sunt altele care folosesc parasolarul sau pe amândouă, și ochelari și parasolarul. Din punctul meu de vedere, eu aș folosi doar parasolarul. De ce? Pentru că ochelarii de soare practic estompează capacitatea ochiului de a vedea toate detaliile. Pe când ochiul fără niciun acoperământ rămâne vigilent și vede mici lucruri pe care noi nici nu le sezizăm. Cum ar fi un animal micuț care iese din dreapta sau din stânga și din cauza ramei ochelarilor sau întunecimii lui nu am văzut-o, sau a lentilei, sau cine știe din ce motiv. Mai mult decât atât, și ochiul exersează diferențele de lumină puternică, lumină mai slabă sau de umbră, da, de parasolar, ajutându-ne pe noi în sănătate și în funcționarea bine a ochilor. De aceea eu recomand să lăsăm parasolarul, pe care să reglăm în funcție de poziția soarelui și ocazie cu care avem și o întreagă vizibilitate asupra drumului și asupra detaliilor din jur. Am reușit să poziționez foarte bine mașina astfel încât să am soare pe planșeul de bord. Planșeul de bord, vara, chiar și acum, el este foarte cald, iar vara este de-a dreptul fierbinte. Nu recomand și nu este bine să punem telefonul într-una din aceste poziții. De ce? Pentru că el se află tot timpul în soare. În timpul încărcării, bateria oricum se încălzește. Dacă la aceasta mai adăugăm și lumina soarelui și căldura lui, deja el se poate supraîncălzi și, bineînțeles, ceea ce puțin conștientizează, el poate să și explodeze. Mai mult decât atât, poziționarea lui aici, în partea aceasta, în partea stângă, nu e un mare pericol, dar cum am văzut la foarte mulți
sub oglindă. Poziționarea lui sub oglindă ne acoperă întreaga vizibilitate în ceea ce înseamnă trotuarul. Noi practic nu mai vedem ce vine dinspre trotuar. Nici pietoni, nici copii, nici animale, jucării, minci sau orice altceva care poate veni din partea dreaptă. De aceea eu nu recomand să fie telefonul, mai ales în perioada de vară, pus pe aceste, în aceste locuri. Bine ar fi dacă am putea să-l punem aici în partea stângă la ventilator sau pe gura de aerisire din partea aceasta. Ne va încurca puțin la umblatul pe panoul central, dar vom ști că el va fi răcit în continuu și nu vom avea nicio surpriză cu telefonul. Dacă tot suntem la panoul de bord și la climatizare, există diferite păreri și de diferite metode de a tărăcori în perioada de vară. Bineînțeles că cea mai rapidă și cea mai eficientă este cea cu climatizarea pornită. Dar ce facem dacă climatizarea nu este automată, cum este la această mașină, și este manuală? În cazul acesta, eu vă recomand următoarea abordare. Trebuie să fie nu la 0 pe rece, deci robinetul de căldură să nu fie la maxim spre rece și aerul condiționat pornit. Astfel încât noi vom mima lucru pe care îl face încălzirea automată, dând un pic de căldură și cu puțin aer condiționat, și astfel vom avea în interior o temperatură rezonabilă undeva la 20-21 de grade. Tot aici vreau să spun că vara, după cum știm, plouă. Plouă brusc, în mașină este cald, mașina este încălzită, toate geamurile se aburesc. Prima reacție pe care o are toată lumea este să deschidă geamurile ca să dezaburească. Dacă avem instalație de climatizare, avem buton pregătit pentru asta. Dacă climatizarea și avem aer condiționat este manuală, dăm drumul la instalația de ventilație și pornim aerul condiționat. În clipa aceasta, toată mașina se va dezaburi fără să deschidem absolut deloc geamul. O să revin puțin la mersul cu geamul deschis și la climatizare. Mersul cu geamul deschis este absolut incomod, în sensul că dacă vitezele sunt mai mari, se face un mega curent în toată mașina, plus zgomot. Plus, o chestie foarte importantă, consumul poate să crească undeva între 15 și 30% dacă mergem cu geamul deschis. La climatizare însă, automată, ținută undeva pe 20-22 de grade sau, cum spuneam mai devreme, reglată de noi în cazul climatizării manuale, nu vom avea această problemă. Ce mai trebuie să știm dintre aceste câteva elemente despre mașina în timpul verii, mai ales la vehicule electrice? Trebuie să ne asigurăm că pe parcursul zilei bateria este deja încărcată. Încărcarea bateriei pe perioada zilei, mai ales la mijlocul zilei, nu va face altceva decât să o supraîncălzească, să pornească toate sistemele de răcire pe care le are mașina și este chiar foarte posibil ca sistemele de protecție ale mașinii să oprească încărcarea mașinii pe perioada caldă, să răcească bateriile în continuu, deci practic, de fapt, noi în loc să o avem la încărcat, o avem la descărcat. Cam acestea sunt lucrurile pe care am vrut să vi le spun despre pregătirea mașinii pentru vacanță, pentru perioada caldă. Aștept comentariile voastre și sugestiile voastre. Dacă v-a plăcut ce v-am spus, bineînțeles, dați-ne like, dați-ne share, spuneți și criticile voastre. Absolut toate mesajele sunt citite, mai ales de către mine și, bineînțeles, încerc să vă răspund tuturor întrebărilor pe care le aveți.